tu ce seama în partea de bun, legat de trafic urban, dar cel pe care îl execută SG1 și anume de marcaje rutiere, pentru că mi este foarte clar că nu este o chestiune care funcționează. Și marcajele rutiere, deși par poate pentru unii o chestiune mai puțin importantă, nu. Tot ce înseamnă acest domeniu este un domeniu foarte important, pentru că într-un final înseamnă siguranță. Acest serviciu ar putea fi scos din nou la Da, licitație? pentru că analizele pe care le avem noi sunt că e mult mai ieftin și se întâmplă mult mai repede. Am asistat cu toții cum s-a dat cu trafaretele ca să reușim să facem aici toată această zonă pentru 1 decembrie. Mi se pare inadmisibil. Eu nu știu ce s-a avut în vedere sau dacă s-a avut în vedere trebuia cumva conlucrat și la nivelul specialiștilor ca să facă lucrul ăsta. Avem trecutul cu modul în care a fost trasat bulevardul și știți că a fost o întreagă distracție din nefericire pe tema asta. Și mai avem o chestiune, dacă mergem în ritmul ăsta, probabil că în viitorii 2 ani de zile reușim să facem marcajele în Ploiești. Ori nu se poate. Sunt oameni care sesizează lucrul ăsta și pe bună dreptate, faptul că sunt treceri de pietoni nemarcate și finalul înseamnă siguranța oamenilor. Deci aici nu e o chestiune în care ne jucăm.